jucătorului german, mi-ar place să văd V2 pe ele. V2 ar fi superb, însă cred că vreorește să aibă un număr cât mai mare de ștuguri. Dacă ați văzut clipul acela care l-am postat pe site în care Hitler joacă Company of Heroes, la un moment dat vedeți că el alege tancurile Panther și îl face pe unul ștug Lover. Ideea e că și ele sunt bune, dar trebuie să aveți LED pe ele, neapărat, altcumva sunt slăbuțe. Și să mergi cu ștuguri de V1 contra două Shermanuri de V2 cu țeava de tun upgraded și un Pershing, e greu. În continuare, foarte frumos, acești Volks anulează, ba nu, până la urmă a reușit să-și poziționeze Riflemanii de partea care trebuia, însă ați văzut acel heal dat de jucătorul german pentru a continua menținerea în luptă acestor Volks. Și în afară de această bătălie, mai lucru nu se întâmplă. Mai un Sherman. Bun, încă un ștug, nicio problemă. Asta o să fie o bătălie de tancuri. Cred că nu v-am adus până acum așa un replay. N-am mai văzut, eu din câte țin minte, n-am mai văzut niciun replay adus de mine atâtea tancuri pe câmpul de bătălie. Majoritatea au fost bătălii de infanterie și nici de artilerie. Un ștug, un panțăr, un panther, un tiger. Și acum vedem pușul american, pornim la atac. Pacul trage și el. Nu vreau să mă uit. Niște mine luate de tancurile germane. V3 pe aceste Shermanuri automat încep preparațiile la ele. Ștugurile cred că sunt useless. Nu prea au ce să facă la atâtea tancuri. Pacul continuă și el să tragă. A apărut King Tiger-ul. Extraordinar. Să vedem ce va reuși să facă Stociu și să nu uităm, sunt destule Shermanuri de V3, mai sunt și Volks și acești Grenadiers, mulți Pioneers trimiși la reparația acestui tank. Să vedem câte va reuși să distrugă. Doamne Dumnezeu, asta e o bătălie superbă aici. Haideți Grenadiers, știu că puteți să trageți. Să nu fie surround acest King Tiger, pentru că e trist atunci. Uai, dacă pică V3, Shermanul de V3 ar fi o lovitură serioasă pentru american. Păcat că nu sunt mai mulți Grenadiers să ofere suport. Un prim Sherman cade. Să vedem dacă va cădea și acesta. Acest King Tiger rezistă foarte, foarte bine. Ideea să-l ții cu fața. Încă un Sherman cade de partea americană. Incredibil. Și acum King Tiger-ul este rege. Încă un Sherman a căzut. Să vedem dacă și... Extraordinar, aplauze. Aplauze, extraordinar. Felicitări. Ce să zic, o bătălie. Am văzut câte tancuri a pierdut americanul. Și dacă careva dintre voi m-a îndrăznit să combată faptul că King Tiger-ul este unitatea supremă din joc, acum trebuie să recunoașteți că ați fost niște fraieri. Și trebuie să-mi dați dreptate. Ați văzut ce a făcut tankul ăsta? Câte au fost? 4 Shermanuri și un Pershing? Două Shermanuri de V3? Și uitați-l că încă e în viață. Ok, e un pic fum din motoarele din spate și cam atât. Totuși, ar vrea să-l văd reparat. Pacul ăsta mai rămas. Avem niște Riflemen, însă cred că americanul nu-și revină din șoc. Nici eu nu mi-aș fi revenit din șoc, dar repet, nu joc american. Meciul nu e gata. Încă. Toate punctele de victorie sunt de partea jucătorului american. Încearcă să recupereze. Nu vreau să văd, a revenit Pershing. Dacă și acum reușește să distrugă Pershing-ul ăsta, îmi pun un avatar cu King Tiger. Haide că poți. Hai, Grenadiers, mai aproape, veniți. Nu lăsa să vină în spate, întoarce-te cu armura frontală. Excelent. Dacă pică acest Pershing, îmi pun avatar cu... Nu, a picat King Tiger-ul. Ce păcat. Ar fi fost foarte frumos să-l vedem în viață. German un pic frustrat. This map is still ridiculous, spune el, însă un match extraordinar făcut de el. Jos pălăria, chiar dacă pierde, pentru mine a câștigat lupta. Asta e, puteți să mă înjurați, pentru mine omul a câștigat bătălia. Să analizăm match-ul, da? Cei care jucați americani, ați dominat tot timpul. Benzină peste benzină, tancuri multe,
țevi upgrade-uite la Sherman și când a fost să fie, dacă jucătorul german nu pierdea atâtea ștuhuri, vă garantez că victoria era armatei germane. Să nu uităm acest angajament, cred că a fost cea mai epică bătălie de tancuri pe care o am adus-o până acum. Sper că ați trăit bătălia ca mine. Dacă nu, asta e, ce să faci? Se mai întâmplă, se mai ține omul și cu nemții. Da, aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comments de pe site-ul Company of Heroes. Și nu uitați, mai multe replay-uri de acest fel, da? Ajutați-ne și pe noi să mai producem niște fonduri ca să putem să aducem zilnic și de ce nu să mai recrutăm oameni pentru a casta și la celelalte site-uri. Momentan site-ul de Dota nu are echipă și asta ne supără, asta e adevărul. Și da, doar cu ajutorul vostru putem să creștem și noi. Sper că v-a plăcut acest vidcast. Până data viitoare, Warbringer vă urează la revedere. Ciao, ciao.